A fost o zi perfectă în comunitate pentru cei din Cunț la centrul cultural și educațional pe care primăria municipiului Timișoara l-a construit anul trecut. Muzică, sport, dansuri, ateliere pentru copii, consultații medicale pentru cei mici și cei mari, teatru, pictură și multă distracție. Am deschis centrul în decembrie anul trecut. E o clădire ridicată de la zero cu sală de sport, cabinet medical, săl de clase, unde copiii din cartier pot să-și facă temele după ore sau cursuri care să-i ajute să-și descopere talentele. Adulții care au nevoie primesc aici consiliere și sprijin. Bucur că centrul își asumă rolul de integrare și dezvoltare a comunității de aici. Colegii mei de la Direcția de Asistență Socială, împreună cu organizații de profil, fac o treabă excelentă. Cartier cu cartier, Timișoara se dezvoltă, transmite primarul Dominic Fritz.